Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Ziua aceasta este specială pentru mame. Eu știu că ele au așteptări. Fiecare dintre noi care suntem căsătoriți știu că soțiile noastre au așteptări și întotdeauna așteptările lor sunt mai mari decât putem noi să le împlinim. În seara aceasta m-am rugat Domnului să-mi dea un cuvânt și m-am gândit să vorbesc despre excelența mamelor. Vreau să vorbesc despre asta citind textul din 2 Împărați, capitolul 4. De fapt, nu-l citesc pentru că nu am timp, dar există acolo un text al cărui titlu este Fiul Sunamitei. Este vorba de femeia din Sunem, o femeie bogată, femeie inteligentă, o femeie liniștită cu familia ei, dar n-avea copii. Și Elisei și asistentul lui, ucenicul lui Gehazi, au venit în casa ei, fiindcă ea i-a invitat. Și a făcut o odaie de sus. Odaie de sus înseamnă odaie pusă deoparte, nu o odaie prin care trece toată lumea și se face praf și gunoi. Nu, o odaie pusă deoparte și în odaia aceea nu dormea ea, în odaia aceea l-a adus pe omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu se roagă și atunci ea primește un copil de la Domnul, numai că copilul acesta moare când devine adolescent și ea intră într-o criză teribilă și procedează într-un fel care este demn de luat în seamă. Să știți că femeile, după cuvântul Domnului, dorințele lor se țin după bărbaților, dar fiecare dintre noi care suntem căsătoriți, știm că de când ne-am căsătorit ne-am făcut mai buni. Nu știu dacă aveți curaj să spuneți asta. Rolul unui asistent este să-l promoveze pe cel care este în fața lui. Și Dumnezeu le-a spus lor că sunt lângă noi ca să ne ajute în desăvârșire și în slujire. Și ferice de bărbatul acela care are o nevastă înțeleaptă, care îl liniștește când e gata să facă rău, când e furios, când vrea să se răzbune și îl împinge în față atunci când vrea să se dea înapoi pentru că este prea lovit și are inima frântă. Ferice de bărbatul acela. Vă mai aduceți aminte de Luther? L-a chemat papa la Worms ca să-l confrunte. Mai chemase pe un mare evanghelist din Cehia pe care l-a omorât pe drum. A organizat un complot, o ambuscadă și l-a omorât. Și Luther a știut că e rândul lui. Și n-a vrut să meargă la Worms. Și nevasta lui a simțit că aceasta este clipa în care îl cheamă Dumnezeu. Și a știut că dacă îl abordează direct, Luther a fost un mare teolog. A știut că nu-l va birui. Și atunci a procedat la o pantomimă, dacă vreți, la o scenetă, la un teatru biblic. S-a îmbrăcat în negru, toată în negru. Un lucru obișnuit când moare cineva drag. Și oricât sunt bărbații de neatenție, a sesizat că femeia lui e îmbrăcată în negru. Și a întrebat-o, de ce te-ai îmbrăcat în negru? A murit cineva? Da, a murit. Cineva drag? Da. Cine? Vreo rudă? Nu, a murit Dumnezeu. Și un om care are teologia lui Luther știe că Dumnezeu nu moare. Și a spus, femeie, trebuie să fie o glumă la mijloc. Tu știi că Dumnezeu nu moare. Ea s-a uitat în ochii lui și i-a spus, știu că nu moare, dar tu nu știi. Că dacă ai ști, te-ai încrede în El și te-ai duce acolo unde te cheamă, că te vei duce în pace și te vei întoarce în pace. Și a plecat capul în fața unei femei prin care a vorbit Dumnezeu, prin soția lui. S-a îmbrăcat și a luat cele necesare de drum și a plecat. S-a dus în pace, s-a întors în pace și a devenit unul dintre mari reformatori a istoriei creștine. Sunt aici mulți bărbați care dacă ar avea libertatea să vină la microfon, ar spune lucruri extraordinare despre soțiile lor, despre acești oameni așezați de Domnul lângă noi, lângă fiecare dintre noi, câte un om, câte o soție, pentru ca împreună să facem copii, să mergem înspre Domnul și să-L slujim. Dar în seara aceasta vreau să vorbesc puțin despre femei, despre această parte a oamenilor pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Dumnezeu știți că a dat autoritate părinților. Și a dat autoritate părinților încât leagă fericirea și viața lungă a copiilor de ascultarea și de cinstirea părinților.
Și de asemenea, în Exod, repetă în Noul Testament, Pavel spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. Dragi copii, stimați tineri, voi vreți să trăiți mult, să ajungeți la 70, la 80 de ani, dar să ascultați Evanghelia care spune următorul lucru. Tu ai acasă o mamă și un tată. Trebuie neapărat să-l asculți când ești la ei în casă și să-l cinstești când pleci la casa ta. Că dacă faci așa, Dumnezeu îți promite că îți va da zile multe. Vei trăi ani mulți și vei fi fericit. Dumnezeu a promis și se ține de cuvânt, dar tu ai contribuția ta. Tu ai o condiție. Ascultă-ți părinții cât ești la ei în casă și după ce te-ai căsătorit și ai plecat la casa ta, cinstește-i. E porunca lui Dumnezeu. Dar porunca aceasta nu-i doar pozitivă, are și un aspect negativ, pentru că Dumnezeu spune, blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său. Deuteronom 27:16. Blestemat să fie copilul care își va nesocoti tatăl. Știți ce înseamnă să-l nesocotești? Tata să spună, hei copile, nu-i bine ce faci, tu să spui, lasă-mă în pace. Chem poliția. Cuvântul Domnului spune, cine va blestema pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Mai mult, Exod 21:17, cine va lovi fizic pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Exod 21. Dumnezeu leagă fericirea voastră de ascultarea de părinți și de cinstirea de părinți. Să nu fiți rebeli. Să nu fiți rebeli și mândri. Să vă cinstiți părinții ca să vă binecuvinteze Dumnezeu. Asta nu este o predică de biserică. Acesta este un adevăr universal. Dorind să spun câteva cuvinte despre femeia aceasta care a fost bravă, femeie deosebită, o mamă deosebită, o soție deosebită, vreau să spun următoarele lucruri. În primul rând, a fost o femeie credincioasă și ospitalieră. Ascultați cuvântul. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem, un oraș. Acolo, în orașul acesta, era o femeie bogată. Ea a insistat la el să primească, să accepte, să mănânce la ea, în casa ei. Și ori de câte ori trecea prin oraș, se ducea să mănânce la ea. Cu timpul, ea a avut un plan și a zis soțului ei, iată că omul acesta al lui Dumnezeu care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt. E vorba de 2 Împărați, capitolul 4. E omul lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă și un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Să nu-l primim, să nu-l punem într-un hol, să nu-l punem așa oriunde. Să-i facem o odaie cu ziduri, să ne cheltuim, bărbate, că e omul lui Dumnezeu. Dacă vreodată veți primi oaspeți, să-i puneți în cea mai bună cameră. Dacă vreodată veți găzdui un proroc, un pastor, un predicator, un om al lui Dumnezeu, un lider, să-l puneți în cea mai bună cameră, să fie camera cea mai de sus. Și când acceptați să-l primiți în minte, să spuneți așa, îl primesc în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și îl primesc ca și cum ar fi Mântuitorul Iisus Hristos. Și vreau să-i fac cea mai bună mâncare pe care știu să o fac și să cheltui cât de mult pot pentru el. Pentru că îl primesc în numele lui Iisus și știu că o să am răsplată pentru asta. A fost o femeie ospitalieră. A fost o femeie ospitalieră. Ce mult înseamnă pentru un păstor, pentru liderii bisericii, să aibă în biserică oameni ospitalieri și atunci când vin pastori, când vin grupuri, să sun cu libertate la oameni și să-i spui, te rog, știu că e greu, dar te rog, fă efortul și mai primește o familie sau mai primește pe cineva, că trebuie să îi împărțim așa pe frați. E adevărat că avem perspectivă de hotel și de altceva, dar uneori părtășia frățească este dulce. Să aveți inimă deschisă pentru asta, să nu o faceți cu obligație, să nu o faceți cu moft, să o faceți cu dragoste și să spuneți așa, eu îl primesc pe Iisus. Mai mult de atât, femeia aceasta are o motivație corectă, priviți versetul 13. Elisei îl pune pe Ghehazi, asistentul lui, ucenicul lui, să o întrebe. Ne-ai făcut bine, ne simțim datori și noi să-ți facem bine. Tu știi că noi avem autoritate aici cu liderii cetății, armata, primarul, preotul, învățătorul, toți ne iubesc, ne respectă, văd în noi oamenii lui Dumnezeu. Noi putem să punem o vorbă bună pentru noi putem să punem o vorbă bună la ei pentru tine. Ce vrei să facem pentru tine? Și uitați ce spune femeia aceasta, versetul 13. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. N-am nevoie de nimic.
extraordinară femeie. Sunt persoane care fac un bine, dar îl fac cu alte scopuri. Au un copil care vor să fie promovat, au un soț care vor să fie, să facă pași în față, au pe cineva care vor să primească un favor, un avantaj și au două, trei scopuri în spate. Femeia aceasta a avut doar o inimă curată și a vrut să facă un bine și atât. Și când a întrebat omului Dumnezeu, cu ce să-ți răsplătesc pentru binele care l-ai făcut? Pot să fac și eu ceva pentru tine? Și ea spune, să nu faci nimic pentru mine, că nu cu scopul ăsta am făcut. Mă jignești, m-ai înțeles greșit. Astăzi cineva mi-a cumpărat ceva. Și am spus, te rog frumos, cumpărăm lucrul acesta. Și s-a dus și mi l-a cumpărat. Numai el putea să cumpere lucrul acesta. Și am întrebat cât costă. Costă $300 și tu cât iei pentru asta? El vinde produsul ăsta. A spus, iau $50. Poftim $350. Și a spus, nu. Nu. Îți dau cu prețul de la magazin. Și nu vreau să iau nimic de la tine. Că tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Am insistat. Mi-a fost jenă. Am spus să nu creadă că profit. Dar a insistat și a spus, ba da, vreau să fac asta. Te rog frumos să nu te simți rău. Vreau să fac asta. În numele lui Isus. Și când am auzit că spune în numele lui Isus, acest Iisus este Domnul meu. El îmi poartă de grijă de 20 și ceva de ani. El se îngrijește de pâinea din casa mea. Și în situația aceasta sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni. Scumpii mei, femeia aceasta a fost o femeie ospitalieră și a avut o motivație corectă. Ei nu i-a trebuit niciun avantaj pentru ceea ce a făcut. A făcut cu inima curată. Mai mult de atât, n-a fost doar o femeie credincioasă și cu o motivație corectă. A fost o soție respectată de soțul ei. Vine un copil în casa lor, pentru că Elisei spune, ok, știu ce să fac, mă rog Domnului. Și îi spune, Ilanu, pe vremea asta o să ai un copil în brațe. Și femeia spune, nu mă amăgi. Cu alte cuvinte, i-a spus următorul lucru. Tu știi că eu sunt bogată. Știi că am acces la toți doctorii din localitate. Am încercat toate leacurile. Am încercat toate ceaiurile pământului. M-am dus la toți doctorii. Toate metodele am încercat. Nu se poate. Așa m-a lăsat Dumnezeu. M-am împăcat cu gândul ăsta. Îi mulțumesc și pentru asta. Dar Elisei a spus, nu, vei avea un copil la anul. Și femeia a spus, nu mă amăgi, nu te juca cu mine, nu mă face să-mi creez așteptări și la urmă să rămân dezamăgită, mai bine nu sper. Și la anul pe vremea aceasta a primit copilul, l-a crescut, l-a făcut mare și într-o zi băiatul s-a dus cu taică-să la ogor, acolo unde aveau slugi, muncitori, angajați, care lucrau pământul, strângeau recolta. Și din senin, copilul a început să spună, mă doare capul. Știți ce a făcut soțul? A spus așa, unui angajat, du-l repede la maică-sa. Păi dacă eu eram în locul la angajatul ăla, îi spuneam, tu ești dita mai businessman, mă, omule. Biblia spune că era mult mai bătrân decât ea. Ești om bătrân, ai trecut prin viață, de ce să-l ducă la maică-sa? Păi tu nu știi ce să-i faci? Sună, domne, un doctor, ia atitudine că ești bărbat, de ce-l trimiți la maică-sa? Și omul acela probabil că mi-ar fi răspuns, auzi, știu eu ce fac, știu eu ce spun, trimite la maică-sa. Omul acesta și-a respectat soția, pentru că anii pe care i-a petrecut cu ea l-au convins că are o grămadă de ceaiuri și de medicamente în dulapurile ei și cum îl doare capul știe ce să-ți dea. Parcă-i doctoriță, o grămadă de medicamente știe, ce să iei dimineața, ce să iei la prânz, ce să iei seara, câte lingurițe să pui, de câte ori să înghiți, cum să faci, unde să ții mâna, unde... Toate lucrurile știu, sunt niște mici asistente. Plus de asta sunt numai pasiune, numai inimă, numai doarme, numai vede, numai mănâncă, numai bea apă, nu-i mai trebuie nimic până nu-și rezolvă problema familiei ei. Omul ăsta a știut că mai priceput decât el e soția lui, a acceptat asta și în public a spus, du-l la maică-sa, pentru că maică-sa e mai pricepută decât mine, du-l! Aici nu-i vorba de secerat grâu, nu-i vorba de reparat combine, nu-i vorba de condus tractoare, aici e vorba de viața copilului meu și maică-sa e mai pricepută decât mine, du-l la ea! Femeie respectată de bărbatul ei. Ce satisfacție are o femeie când bărbatul ei o respectă. Și când, din când în când, îi spune că e importantă pentru el. Toți bărbații care sunt căsătoriți știu cât de mare efort fac soțiile lor. Se culcă după noi, se trezesc înainte de noi. Nu poate să adoarmă până nu-i vine copilul acasă. Cei mai mulți bărbați pot dormi liniștiți, dar ea nu doarme până nu vine copilul acasă. Ea nu doarme până nu-i vine soțul acasă.
Eu nu știu cum poate rezista să nu adoarmă. Ei bine, o astfel de femeie a avut și omul ăsta. Și copilul bolnav în situația de criză spune, du-l la maică sa. Nu doar o femeie credincioasă și ospitalieră, nu doar o femeie cu motivații corecte, nu doar o soție respectată de soțul ei, dar o mamă credincioasă și înțeleaptă în criză. Știți ce s-a întâmplat? Copilul i-a murit pe genunchi. Vă puteți imagina dezamăgirea acestei femei? A trăit ani de zile sperând să aibă un copil și n-a avut. Și a luat gândul de la un copil. Vine omul lui Dumnezeu, se roagă pentru ea și primește un copil. Copilul se face mare, îi se leagă inima de el, îl crește. Și acum zice, în sfârșit, Doamne, am și eu un copil. Și când a spus asta, copilul i-a murit. Aproape că era mai bine înainte. Vă puteți imagina dezamăgirea ei? Însă ceea ce a făcut această femeie e și din comun. Am să vă citesc, permiteți-mi să fac asta. Slujitorul l-a adus la mamă sa și copilul a stat pe genunchii ei până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat în patul omului lui Dumnezeu și a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și i-a zis, trimite-mi, te rog, o femeie foarte politicoasă, te rog, please, te rog și mulțumesc, nu trebuie scos din vocabular. Nu trebuie scos din vocabular, indiferent că trăim în America sau în România. Te rog este un cuvânt care demonstrează câteva lucruri care sunt în interior. Femeia asta, soțului ei, a spus te rog. Trăia cu el de ani de zile, erau obișnuiți, erau la pertu, dacă îmi permiteți expresia. Dar a avut atâta respect față de omul ei să-i spună te rog. Frații mei, nu desfințați cuvântul ăsta. Nu-l desfințați. Dragi tineri, nu-l desfințați. Vorbiți frumos cu părinții voștri, se vor bucura. Vorbiți frumos cu pastorii voștri, cu liderii voștri, cu dirijorii voștri, se vor bucura. Nu-i luați peste picior. Asta nu demonstrează că sunteți mari, asta demonstrează că v-ați făcut mai mici, că mergeți înapoi, că nu știți nimic. Că primele lucruri pe care le învață un om e să spună bună ziua, să dea din cap, să spună te rog, să spună mulțumesc și apoi celelalte. Acestea sunt absolut elementare, nici n-au legătură cu pocăința. Continuă Biblia și spune, te rog, trimite-mi un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și mă întorc. El i-a zis, pentru ce te duci astăzi la el, doar nu e lună nouă, nici sabat. Ea i-a zis, fii pe pace. Copilul ei, singurul ei copil, era mort în camera omului lui Dumnezeu, sus în pat, ușa închisă. Ea vorbește cu bărbatul ei și nu-i spune nimic, nu plânge, nu se trage de cap, nu. Îi spune, fii pe pace, dacă ar fi știut omul ăsta, dar el nu știa săracul. Ce tărie de caracter a avut această femeie și din comun. Fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului, a luat un slujitor, un angajat. Mână, adică grăbește-te, grăbește-te. Pleacă, să nu te oprești pe drum decât unde îți spun eu. Ea a plecat, s-a dus la omul lui Dumnezeu, la muntele Carmel. Și fiți atenți aici. Omul lui Dumnezeu o vede de departe. Gehazi n-a văzut-o de departe, numai Elisei a văzut-o de departe. Înțelegeți? Elisei a văzut-o de departe, Gehazi n-a văzut-o. Cine știe ce făcea Gehazi? Era ocupat. Nu, el n-are timp să vadă astfel de lucruri. Moare omul lângă el, dar nu vede. De ce a văzut Elisei? De ce a văzut și tatăl când și-a așteptat fiul risipitor în drum? Și Biblia spune că Elisei a văzut-o de departe și îi spune, Gehazi, o vezi? Nu văd. Cum nu vezi, mă, Gehazi? Uite-o, aha, ba da, dar cine e? Păi cum cine e? Sunamita. Du-te înainte aici și întreabă cei, care-i baiul? Și se duce înainte aici și întreabă, e vreo problemă? Știți ce îi spune ea? Nu-i nicio problemă. Deosebită femeie. Nu a vrut să vorbească cu el. Pentru faptul că el n-a văzut-o, a trădat indiferența lui față de problema, ei nici nu avea rost să-i spună. Ea nu i-a spus soțului ei, nu i-a spus lui Gehazi, s-a dus direct la omul lui Dumnezeu. Și știți ce i-a spus lui omului Dumnezeu? De ce m-ai amăgit? De ce m-ai condus la această stare de amărăciune? Și omul lui Dumnezeu îi spune lui Gehazi, Gehazi, du-te cu ea și îi dă niște instrucțiuni și ea spune nu, fără tine nu plec. Dar el e suficient. Nu omului Dumnezeu. Am venit aici ca să te iau și să te duc la copilul meu. Vă puteți imagina ce comportament, ce tărie de caracter, ce credință? Omul a mers cu ea. Știți bine că
copilul a înviat. Știți bine cum a procedat Elisei? El a dat înapoi viu. Și uitați cum a procedat ea. Ea s-a dus, s-a aruncat la picioarele omului lui Dumnezeu, s-a închinat până la pământ și a luat fiul. Discretă a ieșit afară. O istorie extraordinară, o femeie deosebită. O astfel de femeie este soția dumitale. Te rog, în seara aceasta, nu considera că este prea mult. Hotărăște-te de astăzi înainte să fii mai atent. Femeia aceasta te spală, te hrănește, te îngrijește și are atâta grijă și preocupare de dumneata de când v-ați căsătorit. Nu-i perfectă, dar ai ales-o și a fost o binecuvântare. Încearcă să fii mai atent, anii trec. Acum cât mai poți să zâmbești, zâmbește. Acum cât mai poți să-i spui cuvinte frumoase, spune-i-le. Acum când mai poți să o scoți la un restaurant sau poate cine știe, să înconjurați blacul seara, fă lucrul ăsta. Când poți să-i faci un bine, să-i trimiți un card, să-i dai un telefon, să-i spui mai des că te iubesc, chiar dacă ai 50 sau 60 de ani, fă lucrul acesta, ce altceva poți să faci ca să îți manifesti respectul și aprecierea față de ea, că ți-a stat credincioasă alături și te-a încurajat și te-a binecuvântat. Este o zi în care ne aducem aminte de asta. Asta nu înseamnă că nu am putea să punem problema și altfel. O punem, dar la Father's Day, nu astăzi. Acum este vremea să ne uităm în partea asta și să recunoaștem că Dumnezeu a știut ce face când a pus lângă fiecare dintre noi câte o femeie. Dumnezeu a știut ce face când a pus lângă fiecare dintre noi câte o femeie. Frați dragi, nu fiți indiferenți. Știu că e mai ieftin să fii indiferent, nu fiți așa. A fi bărbat nu înseamnă a fi indiferent, a fi dur, a fi în toate felurile, nu. A fi bărbat înseamnă a fi atent cu persoana pe care ai luat-o din casa tatălui ei și a mamei ei și ai promis că o să o iubești și o să o faci fericită. Femeia aceasta din Scriptură este femeia care stă lângă dumneata, este soția dumitale. Poate nu a manifestat calitățile pe care le-am citit în această seară aici. Dar acceptă, te rog, că ai lângă dumneata o femeie deosebită. Gândește-te numai cât interes are pentru copiii pe care ți-a făcut. Gândește-te numai. Ai văzut că ori de câte ori iese copilul, se duce după el. Și dumneata și copilul îi spuneți că cicăle, că prea des, prea des. Dar îngrijorarea ei de mamă, inima ei, preocuparea ei, pasiunea ei, o pune în situația să mai spună o dată, să nu cumva să aibă vreun accident copilul ei. Să nu cumva să se ducă în droguri și în țigări și în alcool. Nu cumva. Să-i rămână puiul lângă ea, curat și lângă Iisus. Asta o face să fie cicălitoare. Să te înnebunească cu telefoanele, cu vorba. Este felul în care încearcă să vă țină lângă Domnul, pe dumneata și pe copiii care ți-a făcut. Femeia aceasta este în stare să facă orice pentru ca să mergeți împreună în împărăție. Aș vrea să închei spunându-vă că mântuirea e prin credință, dar uneori se întâmplă ceva. Încercați să vă răspundeți la următoarea întrebare, dacă nu cumva puteți să-mi răspundeți chiar mie. Cine a crezut pentru fica lui Iair? Fica sau Iair? Cine a crezut pentru fica lui Iair? Fica lui Iair sau Iair? Iair. Cine a crezut pentru vindecarea robului sutașului? Sutașul sau robul? Știți ce îi spune Domnul Iisus Hristos lui Iair? Nu te teme, crede numai. Știți ce îi spune sutașului? Nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Cine a crezut pentru fica femeii din Sirofenicia? Știți ce îi spune Iisus? Femeie, nici în Israel n-am văzut o credință așa de mare. Cine a crezut pentru salvarea lui Moise? Știți ce spune în Evrei 11:23? Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni. Prin a cui credință? A părinților. Un copil demonizat, Marcu 9:14. Cine crede? Părinții. Stimați părinți, în încheiere vreau să vă spun următorul lucru. Citesc 2 versete și apoi ne rugăm. Îngăduiți-mi să fac asta. Ascultați bine acest verset. Pentru sufletul meu este o imensă mângâiere. Așa vorbește Domnul. Oprește plânsul
Oprește-ți lacrimile din ochi, că truda îți va fi răsplătită, vorbește părinților. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce înapoi în ținuturile lor. Ieremia 31, 16 cu 17, dacă vreți să citiți. Domnul îți vorbește în această seară, mamă și tată, și spune următorul lucru. Oprește-ți plânsul. Oprește-ți lacrimile, e nădejde. Domnul îți va aduce copilul înapoi. Domnul! De unde? Din țara vrăjmașului. Am să mai citesc un cuvânt. Se poate lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins în prinsoare? Da, zice Domnul. Prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa. Căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Isaia 49, 24 la 25. Cum se va întâmpla asta? Și Biblia spune despre Iov, se ruga în fiecare zi pentru ei. Am găsit o întâmplare pe care aș vrea să vă citesc. Îmi iau un minut, două, trei, nu știu, n-am cronometrat, dar câteva minute, puține la număr. Am găsit o întâmplare care mi s-a părut extraordinară și care va motiva și va îmbărbăta mamele, în mod special, dar și tații, părinții. Întâmplarea aceasta vorbește despre faptul că s-ar putea după zeci de ani, uneori când nu vei mai fi în viață, Dumnezeu să-l ia pe copil din țara vrăjmașului și să-l aducă în adunare, unde l-ai dus când era mic la binecuvântare. Acest articol pe care vreau să vi-l citesc a fost publicat într-o revistă în 1986 și s-a numit O mie de cai. Autoarea se numește Josefina și ea este eroul acestei povestiri. Ea a fost pentru mulți ani misionar în Africa. Autoarea dă timp înapoi până în 1902, când părinții ei au cunoscut pe Domnul Iisus și s-au botezat într-o biserică din Michigan. După 2 ani se naște și Josefina, fiind al 10-lea copil al familiei. Bill era fratele ei mai mic. Și întâmplarea aceasta spune că atunci când Bill s-a făcut mare și toți ceilalți copii n-au mai mers la adunare, știți de ce? Pentru că tatăl, după ce s-a sfătuit cu soția lui ce să facă în legătură cu educația copiilor, tatăl a vrut să-i dea la o școală la biserică. Însă soția s-a opus, spunând că nu sunt condițiile academice suficient de mari. Și a spus să-i dăm la o școală publică, pentru că statutul academic, nivelul academic e mai mare decât la o școală de la biserică. Și așa a făcut. Și toți copiii, când s-au făcut mari, după ce s-au împrietenit cu tot felul de alți tineri, de colegi de-ai lor, s-au dus în lume. Bill a devenit un funcționar public la o corporație de căi ferate. A avut o carieră sclipitoare, a avut bani. Însă tutunul, băutura, petrecerile și destrăbălarea l-au scufundat în păcat. Când Josefina s-a făcut mai mare, la 9 ani, copiii au înțeles ce greșeală au făcut cu ceilalți copii. Și a dat-o pe Josefina la școala de la biserică. Mai devreme cred că am spus că Bill era mai mic, nu, Bill era mai mare, Josefina era cel mai mic copil. Și mama a început să se roage pentru acest copil. A avut 8 copii și ea era a 9-a. Mama a murit, a murit și tatăl și niciunul dintre copii nu s-a întors. În Africa, în jurnalul ei, Josefina a notat următoarele lucruri. Astăzi postesc și mă rog pentru fratele meu Bill. În timpul acesta Bill a auzit o emisiune la Vocea Profeției și s-a predat Domnului. Numai că înainte să se predea el, s-a predat soția lui. Și în perioada aceasta de timp, după ce s-a predat soția lui, înainte să se predea el, el a avut un mare conflict cu soția lui. La un moment dat, articolul este mai lung, n-am timp să vi-l citesc, citesc doar încheierea, povestesc doar încheierea. La un moment dat, Bill s-a pocăit și toată lumea a fost foarte surprinsă cum s-a întâmplat asta.
Și el spune că a avut o revelație. Și uitați ce revelație a avut el. Pastorul a venit în grabă la Bill și împreună cu soția lui și el i-a spus următorul lucru. Era dimineață și citeam ziarul. Deodată o ființă misterioasă cu chip blând s-a așezat lângă mine și a pus mâinile peste genunchii mei și mi-a spus cu o voce foarte dulce: Bill, am favoarea să-ți fac o cerere. Spune, Doamne, a zis Bill. Bill, am o mare povară, am o mare sarcină de îndeplinit înainte de a veni a doua oară. Mă refer acum la tine. Trebuie să dau răspuns la mai mult de 50 de ani de rugăciune pe care mama ta și tatăl tău i-au făcut. Tatăl tău și mama ta sunt acum într-un loc de așteptare și nu nădăjduiesc ca tu să te întorci. Bill, vreau ca să le fac o mare bucurie și să-ți pun cununa pe cap alături de ei în împărăția lui Dumnezeu. Spune articolul acesta că Bill s-a prăbușit, n-a mai spus nimic, inima i-a fost zdrobită și după mai multe minute de plâns a spus: Doamne, îți aparțin. După 50 de ani, se poate lua prada celui puternic? Cel puternic, diavolul, păcatul, poate ți-a luat copilul și poate că a epuizat orice metodă ca să-l mai aduci acasă. Dumnezeu se angajează în această seară și spune următoarele cuvinte: da, prada celui puternic va fi luată și cel prins, copilul dumitale, partenerul dumitale, cineva din familie, cel prins va scăpa, căci eu, Domnul, voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și îi voi scăpa pe fiii tăi. Aș vrea în seara aceasta, ziua aceasta de Mother's Day, când încheiem serviciul divin aici în casa lui Dumnezeu, să facem o rugăciune. Și să acceptăm că fiecare dintre noi avem o mare povară pe suflet pentru că avem copii și pentru că avem familii. Și ne gândim la fiicele noastre să fie fericite și credincioase. Și ne gândim la fiii noștri să fie credincioși și fericiți. Și cum vom face asta dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu? Să procedăm ca Iov în fiecare zi, pe fiecare dintre ei să-i aducem înaintea Domnului. Iar dacă treceți printr-o criză, aduceți-vă aminte de povestea aceasta. După 50 de ani, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și a venit Domnul la el și i-a spus: Bill, sunt 50 de ani de rugăciune care mă obligă să fac ceva, trebuie să te întorci. Vă invit în această seară, scumpii mei, să ne rugăm, să vă deschideți inima, să fiți sensibili, să vă încredeți în Domnul și să vă rugați pentru cei dragi. Ne ridicăm în picioare și împreună ne rugăm pentru soți, pentru soții și pentru copii. Numele Domnului să fie peste ei. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.